Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la ultima ediție electorală, ultima dezbatere electorală din pe sticlă, pe care dumneavoastră o puteți urmări pentru Giurgiu. De ce spun asta, de ce simt nevoia să punctez? Pentru că astăzi a avut loc la Ateneul Nicolae Bălănescu o dezbatere electorală organizată de Muntenia TV, ediție înregistrată, doamnelor și domnilor. Așa cum se obișnuiește la o dezbatere electorală, sunt, așa prevăd și regulile CNA, dar și legea electorală, sunt bineveniți toți candidații. În cazul nostru, candidații pentru primăria municipiului Giurgiu. La dezbaterea electorală de la Ateneul Nicolae Bălănescu au fost prezenți 5 candidați. Aceiași candidați erau așteptați și astă seară în platoul TV Giurgiu la emisiunea E timpul să vorbim. Din păcate, doar doi candidați pentru fotoliul de primar au ales să vină astă seară în platou, într-o emisiune, așa cum v-am obișnuit, în direct. Emisiunile în direct sunt în direct, nu trec printr-un montaj, nu suspectez de nimic pe nimeni, dar sunt în direct, doamnelor și domnilor, nu poate fi șters nimic, nici cea mai mică eroare. Fiecare eroare este asumată de echipa de transmisie, de către moderator, de candidați și așa mai departe. Îmi pare rău să vă spun că astă seară în platou avem doar doi contracandidați. Sunt pentru fotoliul de primar la Giurgiu, deputatul PNL și candidatul Partidului Național Liberal pentru primăria Giurgiu, Florian Nicolae. Bună seara, domnule Florian Nicolae. Nicolae Florian, pentru că așa vă găsesc votanții pe buletinul de vot. Și bună seara. Bună seara tuturor. Și domnul Ionel Dinu din partea Partidului Mișcarea Populară. Bună seara, domnule Dinu. Rămâna, doamne, și bună seara tuturor giurgiuvenilor. Da, am fost și eu prezentă la dezbaterea electorală de la Ateneul Nicolae Bălănescu, un alt eveniment, dacă putem să-i spunem, pe scena politică. Da, domnul Ionel Dinu trece prin cadru pentru că a uitat să-și închidă telefonul. Mulțumesc, bun de tot, și mă scuzați. Da, să nu se mai întâmple. Mulțumesc. A fost prezent la Giurgiu Victor Ponta. Avem și un material difuzat în știrile din această seară. Îi rog pe colegii mei să îl pregătească, pentru că nu i-am anunțat din vreme, fiindcă nu este nimic pregătit, dar aș vrea să vedeți ce s-a întâmplat la Giurgiu în situația în care s-a anunțat că au fost mulți susținători. Nu au fost mulți, au fost pe esplanada teatrului circa 200 și știu ce vorbesc. Dar să trecem la dezbaterea noastră electorală. Domnilor, îmi pare rău că nu-i aveți pe contracandidații dumneavoastră pe care i-ați avut astăzi la Muntenia TV. Și încă ceva aș vrea să punctez. Doamna moderator a emisiunii electorale de la Muntenia TV a spus, s-a scăpat, nu știu, este ultima prezență față în față a contracandidaților. Poate sunt lucruri pe care Muntenia TV le cunoaște, iar TV Giurgiu nu. Eu m-am așteptat să fie cu toții aici, însă cine știe. De asemenea, așa cum v-am obișnuit cu formatul emisiunii, eu sunt moderatorul, realizatorul, nu am un organizator care să stea în stânga mea și să participe la dezbatere. Domnule Nicolae Florian,
ați participat astăzi. Aș vrea să vă spuneți părerea despre ce s-a întâmplat acolo. Eu am spus o chestie din spatele camerelor, dacă de aceea am și ținut să fiu acolo ca și jurnalist, ca și modalitate de dezbatere. Dumneavoastră i-ați propus domnului Neagoie, organizatorul dezbaterii, ca toate televiziunile să fie prezente acolo. Dacă nu, eu știu, un comoderator sau măcar camerele de luat vederi, nu am fost lăsați să filmăm. Emisiunea a fost, nu am urmărit emisiunea care a fost difuzată pe postul Muntenia TV, însă cu siguranță știu că a trecut prin montaj. Deși TV Giurgiu, dacă ar fi fost prezentă acolo, avea toată logistica necesară să poată transmite dezbaterea în direct. Vă rog. Da. Am participat cu respect la această dezbatere realizată de echipa Muntenia TV, alături de o parte din contracandidații mei pentru fotoliul de primar al municipiului Giurgiu. Îmi pare rău că n-au participat toți, dar asta este situația și alegerea producătorului acestei emisiuni, acestei dezbatere electorale. Îi mulțumesc domnului director al televiziunii Muntenia pentru echidistanța care a avut-o față de cei care ne-am aflat în platou, față de toți cei 5 candidați la fotul de primar, dar totuși cred că dacă s-ar fi aplicat cu mai multă toleranță, ar fi trebuit să intre mai mulți candidați în platou, pentru că din aceste dezbateri se nasc ideile și proiectele cele mai bune pentru comunitatea giurgiuveană. În ceea ce mă privește, am fost surprins de numărul mare de susținători PSD ai domnului Barbu, deci mai mult de 10 susținători. A trebuit ca moderatorul să ia măsuri pentru a-i repartiza în alt spațiu decât acolo unde trebuia să fie un număr de maxim 10 susținători pentru fiecare candidat. Asta a fost o problemă de organizare, trecem peste ea și să vă împărtășesc din părerile, impresiile mele cu privire la această dezbatere. Dezbaterea a fost moderată corespunzător, însă temele pe care le-au abordat candidații la funcția de primar, și aici mă refer la adversarii mei pentru acest fotoliu de primar, au fost, să zicem, la un moment dat, răspunsurile au fost, zicem, sărăcite de idei care să poată să aducă o dezvoltare reală a municipiului Giurgiu. Consider că platforma program pe care Partidul Național Liberal o propune giurgiuvenilor la această votare la alegeri locale este cea mai bună, corespunde tuturor cerințelor și solicitărilor giurgiuvenilor. De fapt, această platformă program este făcută de comun acord cu giurgiuvenii în urma discuțiilor și dinainte de campanie electorală și în campanie electorală. Cea mai bună metodă prin care pot fi identificate problemele. Da, trebuie să le spun telespectatorilor noștri că în sala Ateneului Nicolae Bălănescu la un moment dat au fost prezenți și Victor Ponta alături de Nicolae Bădălău. N-au stat, au stat 2-3 minute, 4, nu știu cât, și au plecat. Adică n-au stat să-și susțină candidatul acolo. Da, a fost o problemă cu numărul de susținători, pentru că, da, PSD a avut mai mulți susținători și la balcon și nu are în sală. Nu are mai mulți susținători în Giurgiu. În sală. Adică a fost o problemă cu numărul de susținători acceptat. A dat dovadă încă o dată de îndrăzneală și mai multă... Nu am înțeles de ce s-a procedat așa, dar până la urmă susținătorii nu sunt doar cei din sală. Un alt eveniment, poate incident, petrecut la Ateneul Nicolae Bălănescu a fost prezența domnului prezent în platou, domnul Ionel Dinu,
care nu a fost invitat la această dezbatere și a manifestat supărarea, a întrebat de ce nu. Îl rog pe domnia sa să povestească mai departe, pentru că la un moment dat a fost și poliția acolo. Vă rog, domnule Dinu. Da, evident că trebuie să aducem la cunoștință opiniei publice din Giurgiu, că dintre toți candidații cei mai importanți la funcția de primar ai municipiului Giurgiu, eu nu am fost invitat. Am găsit un moment, zic eu, prietenic, să îl întreb pe domnul procuror Neagoie de ce eu nu am fost invitat. Fost procuror. Fost, mă scuzați. Actual moderator. Actual invitat special permanent. Invitat special. Eu nu mă pricep la structura unei televiziuni, la organigramă, mai bine. Da. Îmi cer scuze, probabil că pe viitor o să fi poate. Nu, așa s-a prezentat domnia sa. Chestiile acestea. Da, probabil că i-am făcut o adresă domnului Neagoie cu o zi înainte. Într-adevăr, mi-a dat un răspuns argumentat, într-adevăr, pe legea cu privire la CNA. Dar putea să treacă și peste acel moment și ca să găsească și să dea posibilitatea tuturor candidaților să existe un echilibru și să-și expună în fața giurgiuvenilor punctul de vedere, atât punctul de vedere, cât și proiectele necesare pentru acest municipiu. Probabil că a fost și o presiune din partea celorlalți candidați și aici mă refer pe de o parte la PSD, pe de altă parte cred că de la ALDE, eu fiind un tip mai critic. Și cu această ocazie am să invoc în studioul dumneavoastră o sintagmă care se găsește pe prima pagină a ziarului El Figaro din Franța, înființat în anul 1826. Sintagma sună cam așa: fără libertatea de a critica nu există elogiu adevărat. Da, adevărat. Eu nu-i puneam într-o postură proastă pe contracandidații mei la primărie. Doar încercam să scot în evidență lucrurile bune și lucrurile rele care s-au petrecut. Unul dintre motive, mandat. Domnule Dinu, vă rog. Unul dintre motive a fost acela că nu ați solicitat spațiu de antenă. În același timp v-am văzut când ați afirmat într-o altă emisiune televizată că atunci când ați mers cu cererea pentru spațiu de antenă în timp real, am găsit ușa închisă. Ca să clarificăm lucrurile până la sfârșit. În altă ordine de idei, după dezbaterea de astăzi, pe rețelele de socializare, ziarele online, s-au încercat tot felul de, nu știu, eu le numesc diversiuni pentru că am fost acolo și nu este adevărat. Cum le comentați? În primul rând aș dori să anunț pe giurgiuvenii noștri din municipiul Giurgiu că voi lupta până la capăt în Partidul Național Liberal, nu cum transmite și dezinformează PSD-ul că mă reîntorc la PSD, că voi renunța, că nu există așa ceva. Sunt hotărât să câștig lupta electorală la alegerile locale de duminică, din 5 iunie. De altfel, sunt hotărât să câștigăm inclusiv majoritatea Consiliului Local cu consilierii noștri din partea PNL-ului. Deci, aici noi n-am dezinformat niciodată cetățenii giurgiuveni, noi le-am spus adevărul și noi ne luptăm pentru creșterea standardului de viață al orașului, al giurgiuvenilor și dezvoltarea orașului. Ați desfășurat o campanie curată, fără atacuri, fără... deși... Despre dumneavoastră s-a scris, au scris, adică niște, erau parcă jurnaliștii însărcinați doar cu asta. De ce credeți că s-a dus campania asta împotriva dumneavoastră? Pentru că actuala conducere a primăriei, și mă refer la primarul în exercițiu, deocamdată, Nicolae Barbu,
iubește mai mult lucrurile decât oamenii. Deci trebuie să iubim mai mult oamenii și să folosim lucrurile și în invers. Tocmai de aceea rog ca cetățenii din municipiul Giurgiu să iasă la vot și să voteze proiectele pentru dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții în oraș. Pentru că am ajuns un oraș trist, un oraș în care ne-a rămas doar speranța, trebuie să trecem peste tristețe și să credem că dacă vom renaște spiritul de învingător, vom reuși. Eu propun tuturor o administrație publică locală dinamică, o administrație eficientă, o administrație modernă, care să eficientizeze atât serviciile din primărie și din subordinea primarului, cele din subordinea primarului, să reducă costurile publice inutile și să prioritizeze investițiile în funcție de nevoile cetățenilor și nu altfel. Propun o administrație care să nu împovăreze cetățeanul cu impozite și taxe majorate, așa cum se întâmplă acum cu impozitul pe clădirile nerezidențiale, care omoară mediul de afaceri, ci propun atragerea de noi venituri prin crearea de noi locuri de muncă, prin crearea de dezvoltarea mediului de afaceri și de dezvoltarea de noi zone industriale în zona portuară a orașului. Până să începem dezbaterea pe proiecte, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să urmărim și să comentăm în același timp rezultatele ultimului sondaj realizat. Avem și niște... avem ilustrat acest sondaj. Este un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic. Intenție de vot pentru primar: Nicolae Florian 43%, Barbu Nicolae 33%, Vladu Alexandru 14%. Eu am toate procentele: Liliana Ciobanu PSRO 4%, Noruț Stănișteanu 3%, Constantin Buduru 1,5%, Ionel Dinu 0,9%, Mihăiță Grigore de la Partida Romilor 0,3%, George Costache de la UNPR 0,2% și Marius Crăcea 0,1%. Da. Eu aș comenta puțin, vă rog, acest sondaj. Sunt convins că Partidul Național Liberal are mai multe procente decât Partidul Social Democrat. Este mai preferat în discuțiile purtate cu cetățenii pe stradă decât Partidul Social Democrat. Iar în urmă cu 30 de zile, în urma unui sondaj, tot așa făcut de o casă de sondare a opiniei publice de la nivel național, voturile candidatului Nicolae Florian, voturile mele, preferințele alegătorilor erau în jur de 49%. Acum am văzut 43%, asta înseamnă că și pe domnul Barbu ridicat. Asta înseamnă că l-o fi ridicat venirea domnului Ponta sau l-au ridicat toate acțiunile negative pe care le-a procedat, la care a procedat domnia sa cu privire la dezinformarea giurgiuvenilor că firmele fondate de Nicolae Florian sunt în faliment și așa mai departe. Oare aceste zvonuri negative l-a ridicat în sondaj sau este un sondaj în care să nu credem? Cine credeți că va câștiga alegerile? Au răspuns giurgiuvenii la o altă întrebare, dacă avem ilustrat. Răspunsul a fost în proporție de 46%, au răspuns Nicolae Florian, în proporție de 28% Barbu Nicolae. Încrederea în personalități: 53% încredere Nicolae Florian, Beanu Dumitru 47%, Barbu Nicolae 35%, Bădălău Nicolae 17%. Da,
Le reamintesc telespectatorilor noștri că sondajul a fost realizat la comanda Partidului Național Liberal în perioada 24-27 mai pe un eșantion de 632 de interviuri efectuate prin metoda CATI, metoda de chestionare telefonică. Sondaj realizat de Agenția de Rating Politic. Cum comentați, domnule Dinu? Și mie mi se pare că candidatul PSD-ului, după sondajele pe care le avem și noi la nivel național, care se face printr-un sistem electronic, se pare că candidatul PSD-ului nu stă chiar atât de bine cu 33%. Eu, atâta cât am putut să merg prin municipiul Giurgiu, deja am început să, totodată să văd și intenția alegătorilor, dar totodată să și simt, să simt ceea ce ei vor să facă pe data de 5 iunie. Evident că va fi o schimbare majoră la nivel de municipiul Giurgiu și cu certitudine că învingătorul, nu că e cu mine în studio, va fi Florian Nicolae. Și din sondajele noastre de opinie la nivel național al Partidului Mișcarea Populară, reiese cu certitudine că va fi un rezultat devastator pentru Nicolae Barbu. Eu cred că Nicolae Barbu în această situație care se află, nu, și vreau să fac o paranteză cu venirea domnului Ponta, care eu personal în sala de dezbatere astăzi de la TNU. Da, ți-a avut un schimb Nu am avut niciun schimb de replici și am adus aminte că pe vremea dânsului cât era premier, prin uneltirea unor documente administrative, cel din dreapta dânsului care avea funcția de vicepremier, domnul Liviu Dragne, cu acceptul domnului Bădălău și domnul Nicolae Barbu, a reușit să mute anumite instituții din municipiul Giurgiu către județul Telorman, lăsând municipiul Giurgiu fără locuri de muncă și mai ales fără 35% din PIB și din bugetul județean. Lucru care sunt convins că cetățenii municipiului Giurgiu și al județului au simțit pe propria piele că Giurgiu este într-o criză economică profundă și s-a creat acea dispersare între clasele sociale, s-a creat acea clasă de oligarhie a PSD-ului și clasa care în momentul de față încearcă să supraviețuiască, nici măcar să trăiască. Ați spus, domnule Nicolae Florian, despre, ați făcut un apel către electorat să iasă la vot. Noi avem un material realizat de echipa TV Giurgiu cu... Da, mai bine să vedem materialul și dezbatem după. În acest an electoral, foarte multe persoane s-au îndrăgostit de municipiul Giurgiu sau de localități din județ, așa că au dat năvală la direcțiile de evidență a persoanelor pentru a-și face viză de flotant. Numărul flotanților este în creștere față de anii precedenți, iar asta se vede cu ochiul liber la ghișeele de unde se eliberează cărțile de identitate supraaglomerate în aceste zile. La nivelul direcției de evidență a persoanelor Giurgiu, din luna februarie până în prezent, a fost înregistrat un număr total de 674 de cereri pentru reședință, pentru stabilirea reședinței pe raza serviciului nostru de evidență. Din afara județului Giurgiu au fost depuse un număr de 322 de cereri, iar din județ persoane care au solicitat stabilirea reședinței, un număr de 352 de persoane au solicitat stabilirea pe raza comunelor noastre arondat. Cele mai multe reședințe pe care le-am întocmit la nivelul serviciului au fost pentru comuna Stănești, pentru comuna Stoienești și apoi mai puține pentru Băneasa, Putineiu, Găujani. Cele mai puține reședințe au fost pentru comuna Mare.
Obținerea vizelor de flotant în prag de alegeri este o practică a primarilor întâlnită și la alegerile anterioare. Iar un exemplu este prezența primarului PSD al comunei Stoienești, care azi însoțea mai multe persoane din localitatea Stoienești pentru ca acestea să obțină viza de flotant pe municipiul Giurgiu. Aglomerația am întâlnit și la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, unde numărul celor care au solicitat vize de flotant în acest an a crescut cu 300% față de anul trecut. La întrebarea dumneavoastră în legătură cu vize de flotant de la 1 ianuarie până în prezent, vă pot comunica că avem o situație, vize aplicate 2531 pe întreg județul. Și aș putea să vă precizez și câteva comune care au vizele aplicate cele mai multe. Bulbucata 149, Comana 112, Găiseni 140, Iepurești 219, Letca 9 210, Stănești 188, Săbăreni 115. Pentru că fenomenul vizelor de flotant este unul specific în prag de alegeri, legea oferă posibilitatea inspectoratelor de poliție să efectueze verificări la domiciliul celor care au luat alte persoane în spațiu. Există o recomandare pe care a dat-o Direcția de Evidență a Persoanelor București pentru fiecare serviciu de evidență, atunci când există anumite, să zic, în urma verificărilor pe care le facem noi în baza de date, la aceeași adresă există mai multe persoane, mai multe reședințe sau mai multe persoane care au domiciliu stabil la adresa respectivă, putem să dăm verificări prin posturile de poliție din comunele arondate sau prin serviciul nostru de ordine publică. Având mai multe sesizări din partea partidelor și a persoanelor fizice, s-au făcut verificări la nivelul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de către lucrătorii specializați, constatându-se că vizele sunt aplicate conform prevederilor legale. Având în vedere că poliția face verificări la adresele acestor persoane care și-au stabilit reședința la mai mult de două la aceeași adresă, pentru a constata dacă aceste vize de ședințe sunt aplicate conform legii. Adică dacă persoana locuiește efectiv la adresă și are spațiu de locuit. TV Giurgiu a înaintat o solicitare Inspectoratului de Poliție în ceea ce privește verificările în cazul vizelor de flotant. Iar imediat ce vom primi un răspuns oficial, vom reveni cu amănunte. Da, TV Giurgiu a înaintat către Inspectoratul Județean de Poliție. Știrea este din 24 mai, nu, TV Giurgiu nu a primit un răspuns. De asemenea, vă spun, doamnelor și domnilor, că în luna aprilie toate inspectoratele județene de poliție au avut ca sarcină să verifice acolo unde există mai mult de două persoane care și-au făcut reședință la o adresă de domiciliu. L-aș întreba pe domnul inspector șef de la Giurgiu al Inspectoratului Județean de Poliție, Vasile Tache, dacă a făcut această, dacă a demarat această acțiune. Nu am auzit și, în general, rezultatele unor astfel de acțiuni sunt publice. Da. Ce părere aveți despre aceste vize de reședință, așa cum se trezesc oamenii și domnule Dinu? O să intervin eu. În preajma alegerilor din anul 2012, spontan, populația județului Giurgiu a crescut cu 12.000 de persoane. Iar la o lună de zile, două luni de zile, chiar 3-4 luni de zile după alegeri, în urma expirării perioadei de vizelor, populația Giurgiului a scăzut la fel de spontan. Lucrul s-a perpetuat și în preajma alegerilor din 2016 și o să constatăm și ce am constatat. Eu am adresă făcută către primul ministru al României, domnul Cioloș. Am înțeles că a început anumite verificări la nivel de județul Giurgiu și trăiesc cu speranța că prin poliția județeană
se va face lumină în acest, în acest fenomen. Lucrurile clar sunt dirijate de către membrii PSD, oameni care știu să facă lucruri de genul ăsta. Aveți probe când... Nu mai e PSD, știi, sunt probe că ați văzut mai devreme primarul, primarul Comunei Stoienești era personal să facă vize de flotant anumitor persoane care vota atât pe raza Comunei Stoienești, cât și pe raza municipiului Giurgiu, că și aici s-au făcut vize de flotant. Eu am o informație, nu știu, nu este verificată, este pe surse venite, că se pare că avem și cetățeni prin biroul de emigrări din, din Giurgiu, că și-ar fi făcut vize de flotant și anumite persoane din ruse în municipiul Giurgiu să voteze pe data de 5 iunie. Domnule Nicolae Florian, creșterea numărului de vize de flotant, de persoane care și-au făcut reședința în Giurgiu, credeți că este cât pune în pericol situația reală a votului? Credeți că e normal să hotărască niște rezidenți pentru noi, giurgiuvenii? Ați făcut un apel către giurgiuveni să iasă la vot. Ați văzut că sunt oameni resemnați, alții supărați, spun nu mai trebuie. Ce părere aveți? Eu cred că giurgiuvenii vor ști ce să voteze acum la alegerile din 5 iunie, de duminică, pentru că lor le pasă de orașul lor, iar cei care și-au făcut vizele pentru a vota în municipiul Giurgiu, sunt convins că sunt oameni de bună credință. Ca să nu încep să acuz pe iar PSD-ul că procedează la tot felul de acțiuni pe lângă, să zicem așa, pe marginea normelor legale, așa le place lor să acționeze. Întotdeauna cu dezinformare și așa, între două părți, între bine și rău, ei merg pe la jumătate. Eu cred că mobilizarea guvernilor de a ieși la vot pentru soarta lor pe următorii 4 ani este mai puternică decât votul acestor oameni care au venit să voteze în orașul Giurgiu. Nu e acuz de rea credință, e acuz și pe acești cetățeni de bună credință. E bine că au intrat în legalitate în municipiul Giurgiu, dacă locuiesc în municipiul Giurgiu, și îi rog să citească și pe domniile lor platforma Program pentru o bună administrare a orașului, dacă și-au dorit să trăiască, să locuiască în orașul nostru. Domnule Dinu, procentul ăsta mic pe care îl aveți vă face să renunțați mai puțin până se încheie campania? Doamna Drăgulin, Partidul Mișcarea Populară a mai trecut prin două exerciții electorale, atât la europarlamentare, cât și la prezidențiale. Și de fiecare dată am trecut pragul electoral. Eu am mare încredere în giurgiuveni, că cel puțin pentru mine personal va da votul la Consiliul Local. Deja situația este clară la nivel de candidat pentru funcția de primar. Și chiar eu personal, chiar în această seară, voi, aproape de sfârșitul emisiunii, voi da un mesaj din partea mea personal și a partidului pe care îl conduc în speță organizația Giurgiu. Voi direcționa voturile băsiștilor al Partidului Mișcarea Populară și ale mele personal către un candidat la funcția de primar. Nu cred în acel sondaj de opinie. Dar totuși este un sondaj. Este de luat în seamă. Este de luat în seamă. Vreau să revin la vizele de flotant. PSD-iștii, nu PSD-iștii, că sunt vopsiți PSD-iștii în momentul de față, anumiți candidați la funcția de primar. Ei sunt doar niște beneficiari ai ordonanței 55. Și le stau în caracter să facă lucruri de genul ăsta atâta timp cât le este frică de competiție și mai ales de teama de a pierde funcția de primar. Chiar este în speță și vorbește de primarul actual. Până când o mai fi pe data de 5 iunie, sper ca cetățenii municipiului Giurgiu să iasă în număr mare la vot și să voteze schimbarea. Altfel, nu va fi salvat municipiul nostru. De ce?
fiindcă am constatat că un om care nu este al locului nu-l poate sfinți. Giurgiuvenilor, sincer vreau să fiu în această seară față de ei. Trebuie să-și aleagă un om cu suflet mare, un om bun, un om care a trecut printre ei, i-a ascultat și le-a înțeles suferințele. Nu poate să fie Barbu. Barbu este... Vă întrerup puțin. Spuneți că nu poate să fie Barbu. Nu, că Barbu este în altă parte. Dumneavoastră i-ați fost apropiat actualului primar. Acolo, în Consiliu, ați votat, i-ați votat proiectele, ați... Doamna, mă rog, așa se vedea. Eu apropiat, nu i-am fost niciodată lui. Așa se vedea. Nu i-am spălat picioarele. Nu să-i spălați picioarele. I-ați susținut proiectele. Nu l-am pupat proiectele. Pe niciun obraz. I-ați susținut nu proiectele. Nu ce au făcut ziariștii și ce fac anumiți ziariști, îl pupă pe Barbu și în disperarea lor că Barbu va pierde, nu va mai câștiga sute de milioane cum le-a câștigat până acum. Eu am votat proiectele și inițiativele primarilor pentru binele cetățenilor din municipiul Giurgiu. Dar am constatat cu regret că de ceea ce am votat în perioada legislativă de 4 ani de zile, nici măcar 35% dintre ele n-au fost puse în aplicare. Lucru care m-a determinat să ies public și să încerc să scot la lumină lipsa profesională pe un fond de analfabetism administrativ fără precedent. Este dureros ce spun eu, dar este adevărat. Domnul Barbu, mi-e greu să-i spun domnul, dar asta este. Haideți, vă rog, să nu deveniți tendențios în emisiune, nu vă permit. Am dreptul de a critica. Nu vă permit. Vă rog. Nici nu este prezent, aveți deși putea să fie între dumneavoastră acolo. Un om care nu este al locului, nu are sentimentele profunde față de cetățeni și față de oraș. Nu are nimic comun cu locul care noi ne aflăm astăzi, cu Giurgiu. Nu. El este venit dintr-o altă regiune. El a venit în anul 1989. Probabil că nici nu apărea pe aici dacă nu era Revoluția. Nu vreau să spun multe lucruri despre dânsul, dar să vii cu o sacoșă și astăzi să deții cel mai mare domenii publice ale din municipiul Giurgiu și să fii cel mai bogat om, mă întreb și eu. A avut o perioadă cât a fost om de afaceri. Îl întreb pe dânsul și îl întreb încă o dată. Noracus, este adevărat, domnule primar Barbu, că firma soției dumneavoastră are un contract cu GEP de peste sute de mii de euro pe an? Este adevărat, domnul Barbu, că acea televiziune pe care așa zisul Jim o are, vă rog doar să-mi spuneți dacă este adevărat sau nu. Puteți să mă contraziceți dacă nu este adevărat, nici eu nu cred. Dar pe surse se spune că este televiziunea copiilor dumneavoastră. Nu vreau să-i condamn pe copii. Foarte bine că și-au făcut o televiziune. Foarte bine. Eu știu că este televiziunea copiilor lui Jim Diaconescu. Domnul Barbu, puteți să-mi spuneți și mie. Din cunoștințele mele. Când un om de-al dumneavoastră, care a stat 4 ani în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, al viceprimar al municipiului Giurgiu, a venit cu o hârtie, cu o coală, unde se specifica în mod expres că dumneavoastră ați încălcat legea achizițiilor publice, legea 34. Ce răspuns ați dat în sală? Nu vreau să vă spun că ați dat un răspuns penibil. Ați încălcat legea. Viceprimar, fostul viceprimar Vladu a avut perfectă dreptate. Iar dacă domnul Barbu nu cunoaște legea 215, eu pot să-i spun de la articolul 1 până la ultimul articol în această seară. Dar probabil că nu este nevoie. Primarul este ordonatorul principal de credite, este răspunzător de toate serviciile publice, iar fără el nu se poate muta un creion dintr-un birou în celălalt. Legea 215, indiferent că cei de sub dânsul, ca și funcții, dacă ar face niște greșeli,
să fie puși, trași la răspundere de către legiuitor, indiferent că sunt făcute de ei, principalul tras la răspundere este ordonatorul principal de credite, în special primarul. Așa este, domnule Nicolae Florian. Da, aș vrea să dau dreptate în această temă domnului candidat, contracandidat al meu, Ionel Dinu. Nu sunt contracandidatul dumneavoastră, domnul Florian, și nu vreau să mă luați în nume de rău. Eu sunt doar un competitor care încerc să mă afișez publicului giurgiuvean și să îmi măsor, odată cu venirea lor la vot, valoarea mea. Domnului competitor Ionel Dinu, vă mulțumesc. Și să îi mulțumesc pentru aprecierile adresate mie. Și eu, unul, cred în buna intenție a domniei sale. Vreau să mărturisesc faptul că astăzi, la dezbaterea de la Muntenia TV, am rămas puțin întristat de faptul că primarul Nicolae Barbu nu are la cunoștință că, în baza legii administrației publice locale, la articolul 61, aliniatul 5, domnia sa conduce serviciile publice locale înființate de către Consiliul Local. Nu neapărat conduce serviciu din cadrul unei direcții publice înființate de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, adică se apleacă să-i semneze statul de plată la o femeie de serviciu sau un secretar. Dar domnia sa conduce serviciile publice, adică conduce acele direcții, cum s-o numi ele, dar toți servicii publice sunt, și răspunde de ele, nu numai le conduce, nu are numai drepturi, are și obligații. Eu cred că un primar trebuie să plece cu mai multă atenție asupra atribuțiilor ce îi revin. Să le cunoască. Nu are numai drepturi. Primarul, în primul rând, trebuie să aibă obligații. Trebuie să înțeleagă că este reprezentantul contribuabililor. Și ca și contribuabil mă refer la, mai important, mă refer la mediul de afaceri, mă refer la cetățeni, mă refer la societatea civilă. Eu cred că de aceea, și acum am început să înțeleg de ce Nicolae Barbu nu avea comunicare și dialog permanent cu cetățenii, pentru că vede altfel lucrurile. Le vede după o lege a domniei sale, nici de cum după legea administrației publice locale. Vorbea că toate informațiile cu privire la licitație se dau pe e-licitație, cu tare. Astea electronice, site-urile electronice impuse de monitoarele oficiale și de mijloacele de informare publică. Da, dar unele dintre ele nu trebuie să le spunem la modul trecut, să informăm cetățenii. Știi, a fost o licitație. Știi, a câștigat cu tare, știi. Nu, trebuie să le spunem dinainte. Noi intenționăm să achiziționăm cu tare. Trebuie să facem o dezbatere, să consultăm cetățenii. Oare trebuie să facem câte o parcare pe fiecare achiziție publică sau să facem o licitație pe toate parcările și să ne încadrăm în termenele și normele legale privind achizițiile publice. Pentru că așa defalcările astea poate să conducă la suspiciuni și poate să conducă la multiplicarea plăților făcute inclusiv pentru studii de fezabilitate și altele asemenea. Domnule Dinu, față de programul dumneavoastră, față de programul contracandidaților dumneavoastră, ce ne puteți spune? Pentru că, așa, văd că programul dumneavoastră electoral l-ați trecut în plan secund. Nu l-am trecut în plan secund și cu certitudine că candidatul care va câștiga primăria, futurul de primar, voi avea o discuție, probabil în calitatea mea de viitor consilier local, și vom analiza programul meu electoral. Așa cum am exprimat de foarte multe ori în cadrul emisiunilor televizate și în presa scrisă, eu chiar vreau să construiesc un spital municipal în orașul nostru. Este imperios necesar în momentul de față. Eu vreau să lupt să salvăm Giurgiul. Cum salvăm Giurgiul, domnule? Să facem apel la Guvernul României. Locuri de muncă. La Guvernul României să redea Giurgiul acele instituții pe care în mod flagrant Liviu Dragne, Bădălău și cu Barbul le-au luat și le-au mutat în alte orașe și în alte județe ale țării. Oare de ce au fost atât de răi cu oamenii din municipiul Giurgiu? Oare nu s-au gândit ce consecințe grave va crea în rândul populației?
Oare de ce ne batem joc în momentul de față de acești oameni care îi umilesc ei cu mașinile trecând pe lângă ei și afișându-te de fiecare dată în mod clar opulent de ce au devenit grandomani față de locuitorii municipiului Giurgiu? De ce? Au uitat de unde au plecat? Ei trebuie să-și dea seama și trebuia să-și dea seama că atunci când ocupă funcții publice nu-și mai aparțin ca oameni. Ei devin oameni în slujba cetățeanului și ai municipiului Giurgiu. Cu părere de rău, vreau să trăiesc într-un oraș normal și le rog pe domnul Florian Nicolae, că este de față cu mine. Orașul Giurgiu are nevoie de o gigacalorie ieftină. La nivel normal, la nivelul celorlalte orașe. Îl rog pe domnul Nicolae Florian să aibă grijă că învățământul din municipiul și județul nostru este la pământ. De 2 ani de zile nu părăsim ultimul loc la examene de bacalaureat cât și de capacitate. Și îl rog pe domnul Florian să facă o analiză profundă cu elemente sustenabile atât în rândul populației municipiului Giurgiu, cu necesitățile fiecărui om în parte și mai ales că trebuie toate instituțiile ce țin de primăria și de Consiliul Local trebuie luate la mână și găsite punctele vulnerabile care nu funcționează ca atare o instituție. Și îl rog pe domnul Florian Nicolae să ia stradă cu stradă, să meargă acolo la cetățenii municipiului Giurgiu și am convingerea că a trecut pe în acele cartiere care nici măcar n-au asfalt sau nivelul străzilor este mai sus decât nivelul caselor. Este un pericol enorm în municipiul nostru. Și îl rog pe domnul Nicolae Florian, că este poate dacă erau și alții în emisiune cu mine, mă adresam și lor, să știți cu certitudine. Să știți că astăzi o doamnă mi-a mărturisit dintr-un cartier că și am probe, să știți, că domnul primar în exercițiu i-a spus că atunci când femeia a reclamat că intră apa în curte, că îi dărâmă trotuarul. Da, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o completare la ce a spus domnul Ionel Dinu, referitor la necesitatea unui spital municipal. Eu cred că trebuie să ne aplicăm asupra unui alt segment, și anume să realizăm, la nivel de municipiu, un spital pentru copii. O secție a spitalului județean, dar să fie spital dezvoltat și susținut financiar de primăria municipiului Giurgiu, un spital pentru copii. Este foarte important să putem să modernizăm această formă, da, de sănătate, de ajutor pentru copii, pentru că putem scrie un proiect european, putem atrage resurse financiare, iar municipiul trebuie să bucure de și să asigure viitorul pensiilor noastre prin atenția acordată copiilor. Iar sistemul de sănătate trebuie sprijinit atât de Primăria Municipiului Giurgiu, cât și de Consiliul Județean Giurgiu. De asemenea, pe linia sistemului educațional, în fiecare școală și liceu din Municipiul Giurgiu să existe centre medicale care să poată să ajute copiii din punct de vedere al stării de sănătate, să se încheie parteneriate cu Crucea Roșie Giurgiu și cu alte persoane autorizate care vor să desfășoare activități în regim voluntar sau în colaborare cu primăria. Asistența medicală în școli este foarte importantă pentru Giurgiu, foarte important. Mai ales și psihologică. Mai ales că este vorba de copii, iar dacă vom realiza investiția de un nou spital pediatric pentru copii în Giurgiu, să poată să fie o ramură a sistemului, a spitalului de pediatrie de la București, Marie Curie, ar fi extraordinar de bine la Giurgiu. Am purtat discuții cu conducerea de la spitalul de la București, spitalul de copii, iar medicii doresc să dezvolte în orașul Giurgiu, pe marul fluviului Dunărea, un astfel de spital. Să vedem dacă reușim să
comunicăm să primim sprijinul Ministerului Sănătății să aducem acest spital pediatric la Giurgiu, o secție a spitalului din București. Da, domnule Dinu. Eu aș vrea să fac și pe moderatorul în seara asta o secundă, dacă îmi permiteți dumneavoastră, vis-a-vis de domnul Florian. Nu vă las, vestea este extraordinară, aș vrea să... Eu am rămas puțin, mă gândeam cum ar fi să avem un spital, așa, pentru copii și dacă... Mă iertați să mai fac o completare? Da, nicio problemă. Să știți că avem foarte multe proiecte. Nu putem să mai vorbim, pentru că toată ziua astăzi am vorbit la toate emisiunile și pe stradă, în discuțiile cu oamenii, dar avem deja programul pentru o bună administrare a municipiului Giurgiu, reconstrucția municipiului Giurgiu printr-o administrație domnul publică. Domnul Florian, îmi promiteți că dacă ieșiți primar, facem un spital municipal să fie numai al giurgiuvenilor, să nu mai sune salvările de la Giurgiu la București și de la București la Giurgiu și să moară oamenii în salvări, să putem să-i salvăm la Giurgiu. Promit că voi contribui alături de dumneavoastră și de toți oamenii de bine din oraș la implementarea acestui sistem de spital pediatric. De asemenea, promit că dacă voi ajunge primar, voi înființa ambulanța medicală socială să putem să acordăm îngrijiri la domiciliu persoanelor greu deplasabile, care sunt bolnave sau nedeplasabile. De asemenea, promit că voi înființa alături de echipa de consilieri locali un centru pentru tratamente injectabile, astfel încât cetățenii din municipiul Giurgiu să poată să-și facă tratamentul injectabil la orice oră din zi și de noapte, nu cum se întâmplă acum, să apeleze la serviciul de ambulanță sau la serviciul de urgență sau, mă rog, la alte persoane autorizate, neautorizate din oraș, specialiști. Trebuie neapărat să intrăm în baza și în cadrul legal cu un centru pentru tratamente injectabile la nivel de municipiul Giurgiu. Da, trebuie să spun că am fost fascinat de informația pe care a creat panică în rândul adversarilor politici ai domnului Nicolae Florian, acea construcție a oțelăriei. Pe mine mă face să cred că începe reindustrializarea. Am fost de față când investitorii au fost la... Am văzut și eu la televizor și am foarte multe informații. Mai ales că v-am spus că am terminat un masterat în relații internaționale geopolitică. Și știu foarte bine și am studiat parteneriatul Statelor Unite ale Americii cu România, care, în mod evident, prietenii noștri americani și-au luat un angajament în acel memorandum că va investi în România și va aduce investitori. Nu este întâmplător ceea ce se petrece acum în Giurgiu. Această oțelărie n-a venit de undeva din neant. Ea a venit de undeva care trebuie în mod expres să se construiască pe malul Dunării. Și că județul Giurgiu, în speță municipiu, a fost ales de către partenerii noștri strategici, Statele Unite ale Americii, e un noroc excelent pentru noi și eu tind în momentul de față și sunt obligat moral să-i mulțumesc domnului Florian Nicolae pentru acest lucru. Am înțeles că deja Metera este aproape cumpărată de către americani, de către acea firmă care vrea să vină să investească în municipiul Giurgiu. Oameni buni, fac un apel către voi, adversarilor politici. De ce sunteți invidioși? De ce nu sunteți deschiși la inimă și la suflet ca mine? Să le mulțumim celor care încearcă să sustenabilizeze din punct de vedere economic, din punct de vedere social și din punct de vedere al mediului municipiul Giurgiu. De ce încercați să opriți această acțiune care va fi salvarea municipiului Giurgiu și a județului nostru? În loc să-i mulțumiți lui Nicolae Florian, încercați să împroșcați cu noroi pe fața dânsului. Domnule Dinu, domnule Nicolae Florian. Da. Mă scuzați, domnule Florian, chiar nu vreau să... Aș face o completare. Vreau să spun adevărul. Și nu vreau să vă deranjez, că nu e o laudă, să știți. E un adevăr, credeți-mă. Așa am simțit eu în această perioadă. Giurgiuvenii cred în această investiție serioasă.
Iar acum, în timpul campaniei electorale, adversarii noștri politici vin și aruncă cu noroi dezinformând, precum că asta este o minciună. Nu m-am prezentat niciodată în fața giurgiuvenilor cu minciuni. Eu sunt omul faptelor, ci nu al vorbelor. Am cunoscut, am avut onoarea să cunosc în urmă cu un an de zile, pe holurile Parlamentului, o echipă sud-coreeană care bătea la ușile tuturor oamenilor politici, la ușile primului ministru de pe vremea aceea și în continuare la primul ministru și primul ministru actual, pe la comisiile de politică economică, comisiile de industrie, comisiile de buget, astfel încât să facă lobby pentru a aduce în România această oțelărie. Și nu numai, sunt foarte multe investiții care vor să le aducă sud-coreenii cu capital american. La Giurgiu am avut, pe holurile Parlamentului, am avut onoarea să cunosc un giurgiuvean care face parte din acest proiect și am discutat cu domnia sa, îi mulțumesc foarte mult pentru aplecarea asupra orașului nostru și orașului domniei sale, pentru că era hotărât împreună cu specialiștii din România și cu, bineînțeles, cu îndrumări ale oamenilor politici să deschidă această oțelărie la Călăraș. Se gândeau la un moment dat să încerce și la Galați. E, faptul că au venit la Giurgiu este nu numai meritul meu, este meritul multor giurgiuveni, oameni de bine, dar cu siguranță nu e meritul lui Barbu. Barbu spunea că de ce n-a s-a dus acest investitor la el? Da, a spus că dacă erau serioși, mergeau la... Cum să vină investitorul la Barbu când Barbu acolo pe locul în care noi i-am spus și Barbu știa de un an de zile că vine o investiție serioasă, depune dezordonat gunoi menajer și nici nu-l urmărește. Exact așa cum m-am mai prezentat. Dar i-ați dus niște investitori, ați fost cu niște investitori de mână la primărie. Ce s-a întâmplat cu ei? I-am lăsat la domnul primar și nu mai știu nimic. Practic, investitorii au rămas, au plecat dezamăgiți pentru că nu li s-au oferit oportunități de atragere a investițiilor, acestor investițiilor pe care doreau să le facă în orașul Giurgiu, pentru că dacă nu-i creezi nicio oportunitate, nu-i faci o infrastructură, nu poate să vină numai de dragul ochilor noștri. Trebuie să vină să-și desfășoare o afacere, iar afacerea pe care vor să o desfacă trebuie să aibă oportunități. În primul rând, investițiile care vor veni la Giurgiu, investiții majore, trebuie să aibă acces la fluviul Dunăre. Trebuie să creăm un nou port de mărfuri. Nu neapărat trebuie să stăm în portul de mărfuri ăsta de la zona liberă sau dincolo la Scaep sau pe unde mai sunt, da, la prefabricate în beton din port. Trebuie să gândim o zonă portuară atractivă pentru toți investitorii, astfel încât să aibă alte fapte de comerț, de încărcare, descărcare, de pe apă, pe rutier sau cale ferată și invers. Domnilor, am ajuns la finalul emisiunii noastre din această seară. V-aș ruga mesajul final către electorat. Domnule Dinu. Stimate doamne, îi rog pe giurgiuveni să iasă la vot. Să dea votul pentru omul adevărat și pentru giurgiuveanu care ține cu ei. Să nu mai voteze oameni din afară. Să voteze oameni de pământ. Oameni care sfințesc locul. Îi rog să voteze lista de consilieri municipali și de consilieri județeni. Fiindcă pe lista de consilieri municipali am un tânăr de perspectivă, Marius Pătaru. Am pe doamna Georgeta Brazu. L-am pe domnul Dan Sivu. Și o veritabilă avocată, George Simona. Îi rog să aibă încredere în echipa partidului Mișcarea Populară și să-mi dea posibilitatea încă o dată să intre în cadrul Consiliului Local. Iar ei să-și aleagă omul pe care îl iubesc foarte mult cu adevărat și încearcă să reindustrializeze municipiul Giurgiu. Fiindcă asta este salvarea Giurgiului. Mulțumesc pentru încurajare. Domnule Nicolae Florian. Dragi giurgiuveni, vă rog să veniți la vot duminică 5 iunie și să votați proiectul care vă reprezintă cel mai bine. Partidul Național Liberal are o echipă care a confirmat fiecare la locul de muncă că poate să susțină, să dezvolte orașul și să crească standardul de viață al oamenilor din municipiul Giurgiu.
De aceea vă recomand să analizați și echipa și programul electoral pentru o bună administrare a municipiului Giurgiu, pentru o administrație publică locală dinamică, eficientă, modernă. Mulțumesc pentru prezența în platou, domnule Ionel Din, domnule Nicolae Florian. Succes vă doresc pe 5 iunie, doamnelor și domnilor. Punem punct aici șirului dezbaterilor electorale pentru alegerile din 5 iunie. Nu lăsați pe nimeni să hotărască pentru dumneavoastră. Numai bine!